Gata, ești pregătită? Da, da. Poți să-ți dai masca jos. Surpriză! Surpriză! Vai, nu cred. Eu nu cred că... Mi-e luat mașină? Da, am emoții de asta până... Păi, știu. Doamne, Dumnezeule, Doamne. Astăzi îi facem surpriza Mirunei. Este ziua în care cumpărăm mașina Mirunei. Am stat o grămadă să caut o mașină alături de tatăl meu care este aici lângă mine. Am găsit până la urmă o mașină. Este destul de scumpă, dar măcar arată foarte bine și merge bine. Se aude foarte bine motorul, o să vedeți și voi imediat. Până să mergem să vedem mașina, va trebui să mă duc să iau niște bani ca să cumpărăm mașina. Și după aceea mergem să vă arătăm mașina. Business, business. Bani, 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 baga bani, bani. Ia uitați-o. Simplu. Ce frumos să arate și când o să fie mai spălată pe aici prin față. Și semn că e cu noroc. Momentul adevărului să vedem dacă bagă răcoare sau nu. Pe răcoare, aer condiționat. Și vrei să mă crezi? Chiar bagă răcoare, e nebun. Asta vreau să văd, are servo direcție. De ce matiz eu aveam eu, e lux. Prima oprire era necesar. Mai trecut de mult pe aici. Cam așa se aude. Suntem aici cu proprietarul. Fără absolut nimic. Să o țină cât mai mult. Doamne ajută să fie bine. Uitați ce frumoase e. Acum să mergeți pe casă. Ce am fost și ce am ajuns. Tot la un matiz, dar facelift am ajuns. Tatăl meu, ia uitați-l cu Tesla. Frumos. Și am luat decizia să merg cu matizul, să văd și eu cum e, să o țin pe view. The next day. Astăzi este ziua cu surpriza, au trecut 3 zile de când am cumpărat mașina, astăzi am spălat-o, arată ca nou-nouță. Nu știu, spuneți-mi acolo în comentarii ce părere aveți despre mașină și câți kilometri credeți că are mașina. Sunt tare curios. Lăsați acolo în secțiunea de comentarii cât credeți că a costat mașina și câți kilometri credeți că are. Am pus niște preșuri foarte drăguțe. Eu zic că arată bine. Am făcut niște mici retușuri la chestiile astea negre, tot de pe toată mașina. Am pregătit mașina. A venit timpul să-i facem surpriza. Eu o să plec acum după Miruna să o iau și o să mergem împreună la aeroport să luăm pe tataie din roleplay sau caso, cum vreți să-i spuneți. Iar între timp cât din noi suntem pe drum, o să vină niște prieteni și o să aranjeze mașina într-un mare fel și sunt tare curios și eu cum o să facă mașina cu fundiță, cu nebunii, ca să fie ca lumea, pe lângă că arată super bine, adică mie chiar îmi place cum arată acum, arată super, super bine. O să facă și cu fundiță să arate și mai bine. Viena. La ora 14:15. Entuziasmat, Mirna? Da. Hei! Salut, patrane! Salut! Ca să nu fie suspect, Caso a spus că are o surpriză pentru ea și va trebui să-și pună masca și urmează să vedeți ce se întâmplă. Dar să nu tragă cu ochiul, măcar. N-are cum să tragă cu ochiul. Unde te uiți? Ce faci, mă? Păi eu nu știu! Hai. Doamne, dar nu-ți ai ajuns! Nu, wow! Ia uite ce nebunie pe mașină. Hello. Miruna e acum cu masca pe față în curte și mă duc să iau acum și voi trebuie să fiți aici, cu aducem aici ușor ușor. Uh-huh. Să fiți cu surpriză. Bine. Deci surpriză, da? Da. Uh-huh. Bine. Ia uite ce mișto a făcut, zici că e la nuntă, ești nebun. Care îți place? Da, normal. Nu te merge, mă. O să vezi și tu. Haide, așa. E prom față. Aia e prom față. Hai, tu filmează cu asta. Ești pregătită? Da. Sigur? Da. Gata, ești pregătită? Da. Poți să-ți dai masca jos. Surpriză! Vai, nu cred. Eu nu cred că... Mi-ați luat mașină? Da. Păi tu ce crezi? La mulți ani! Nu cred. Ba da. Ba, nu cred. Ba da. Oh, da. Mami nu știe de mașina asta? Nu. Nu știe mai nimeni. Doar noi, în afară. Și nici Andreea nu știe. Nu știu, ai și felicitare. Mulțumesc. Ai suspectat ceva? Surprins, n-ai suspectat, nu? Nu. De asta e luat tu camera cu tine? Îți place mașinuța sau? Da, vreau să vă dau o tură. Ai aer condiționat, servodirecție, asta era prioritar. Nu, are aer condiționat. Păi normal, o timpul nu să stea mașina. Deci aer condiționat, servodirecție, radio. Pe mașina asta mă simt prost. N-ai de ce. Ba da.
Ah, nu. Dacă dat... o folosești, eu-s bucuros dacă o folosești. Da, dar i-am dat doar o cazare, adică... Mă auzi? Eu-s bucuros dacă o folosești. Ha? Nu e vorba ce dai tu, e vorba ce vrem noi să-ți oferim ție. Iar îmi vine să plâng. Uite cum arată. Ce drăgușine are făcut asta? Eu cu pro. Era sigură? Dar cine are cineva să facă? Așa, hai să fii serios. Poți să merg cu mașina așa, nu? Da, are da, toate actele în regulă. Nu, gen așa, gen da, să merg cu ea. Da. Păi așa merg cu ea. Așa merg cu ea. Maaa, uite, are și claxon. A, by the way, hai să vedem și reacția mamaie, că nici mamaie nu știe, să știi. Da, frate, nu-ți mergeam, de ce a simt-o pe mamaie? Eu cream că intră prom curte și asta mi-a arătai. Sără mâna. Bine ai venit, mamaie. Ia vină, Cați. I-ați luat mașină? Da. Hai, lasă-mă. Da. Aoleu, bravo. Doamne, Dumnezeule, Doamne. Bravo, mamaie. Bă, deci zici că acum ți-am cumpărat-o la cum arată. Ești nebun, tu nu știi bine prin ce mașină am trecut eu ca să... Păi acum, Miruna, te-ai făcut datoare sau ți-ai... Nu s-a făcut datoare, cadou. Datoare, păi da. Dai tare frumos, să zici că e nouă, mă. Ați urlat-o, ți-a rânjat-o. Bă, am făcut-o, mamaie, n-ai idee. Eu cu taică-mi de dimineață am stat să facem la ea, să facem, să facem, arate cât mai bine. Aoleu. Da. Aoleu. Hai, Mira. Vezi? Sper de cheie. Nu, mă, ok, ok, gen, ai făcut foarte bine. Ușor, ușor, așa, 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 bravo, Miruna, bravo, bravo. Ia uite, ce frumos a plecat, nici nu a murit motorul, nu nimic. Femeie, ca lumea, nu te uita la cameră, tu concentrează-te aici. Am băgat-o la treia, direct. Uite, frumos, a doua. Șofer profesionist. Vreau un spam cu la mulți ani și felicitări, Miruna, acolo în comentarii. Ia uite, zici că suntem la nuntă, bă, uitați-vă ce avem pe geam. Bă, ce mișto e. Ia zi, parcă are putere, hă? Vezi că are, uite, are putere, hă? Da. Deci îți place mine la mașinuță? Da. E drăguță. Ce să mai zicem? Da, da, șotura, ați văzut că știe să conducă mașina chiar bine, chiar fără nicio emoție, cu tot cu emoțiile pe care le are acum. Da. S-a descurcat, n-a avut nicio problemă. Deci, Miruna, ai lămâi? Ești gata de drum? Gata? Da, dăm cheia. Deci, Miruna este în spatele meu acum, conducem în trafic. Am ajuns să o văd și pe Miruna acum. Și eu aveți mult, sunteți nervoși. Mica așa drăguță, exact pe bune. Mică, drăguță, roșie, deci e exact ce-mi place, pe bune. Cum e Miruna în trafic? E bine. E bine? Aceeași poziție la volan acolo. Liniuță cu Miruna, episodul următor. Hai. Începem. Oh, te-ai scurs. Ușor, 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 nebunie, mică, ce ești? Se bagă Andrei rol la creație. Ce ai? Ce am cazit să ce să fac mai aici, ești nebun? Am primit o surpriză de la toți de aici. A, de ziua ta? Da, de ziua mea. Da. Și era greu de cărat și am zis să, na, vii să vezi. Mai, da. Mai, mai. Cred că ai observat ce e. Am primit de la toți mașina. Am primit o mașină. Și cu tot cu actele în regulă. Da, deci am crezut că mi se pare. Vai, ce frumos e. Da. Ce este? Tu Spark. Tu Chevrolet Spark? Da. Vai, ce frumos e. Da. Acum poți să te ajută autora dacă vrei cu ea. Sunt Andrei, pe numele meu. Mi-a cerut buletinul într-o zi, dar nu știam pentru ce e. Wow! Vezi ce înseamnă să ai încredere? Da. Deci cam asta a fost surpriza pentru Miruna. Da. Am filmat o grămadă pentru video ăsta pe mai multe zile. Ai idee, o să vezi tu după aceea când se editează video. Pe mai multe zile l-ai filmat? Da, păi când m-am dus iau mașina, când alea, ai un mesaj și de la proprietar, o să vezi tu. Da? Da. Deci da, lume, cam asta a fost cu acest video, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați acolo pe butonul de like, să îi dați acolo un subscribe și Mirune, pentru că probabil o să urmeze multe videoclipuri cu mașina asta și la mine pe canal și la Mirune, așa că trebuie să ai grijă de mașina asta. Da. Mi-ai făcut și mie multe la mașina, să fie interesant. Da, deci... asta mi-ai luat o mașină să mă trălești pe mine. Nu, mă, nu. Hai că nu. Deci, cam am văzut cu acest video, sper că v-a plăcut. Nu uitați de like și subscribe. Sper că ți-a plăcut surpriza, Miruna. Da, plăcut să ai foarte mare grijă de ea și așteptăm cât mai multe mesaje în comentarii, urări pentru Miruna.